Mulțumesc, Anderson, ratatule! Deci am câștigat! Asta e problema cu arta. E așa de efemeră. Ia te uită! Am câștigat! Cât de mândră trebuie să fii! Să știi! Sunt sigură că Marty ar fi mai mult decât încântat să-i dea lui Andy lecții de sculptură după carnaval. O, Kitty, cât ești de generoasă! Ești foarte grațios, lui. Mulțumesc! Despre asta voiam să discutăm. Mă înveți să patinez? Bună idee! Astfel vom patina împreună la concurs, nu? Da. Asta voiam și eu. Și ce vrea să înveți? Nu vreau să par prea ambițios. Să mă țin drept. Urmează-mă. Așa nu o să concurez niciodată la olimpiadă. E mai bine alunec. Nu te mai prosti, lui, așa nu înveți nimic. Ridică-te. Ascultă, pentru că abia învăț să patinez, mă întrebam dacă ar trebui să procedez altfel dacă aș patina cu o persoană, să zicem, mai înaltă. Nu, nu chiar. Și dacă partenera ar fi mai în vârstă? Poftim? În vârstă. De fapt, situația se schimbă dacă partenera e mai înaltă și mai în vârstă. În primul rând trebuie să patinez mai repede. Și trebuie să înveți să patinez singur. Asta ar trebui să te potolească. Vai, cineva e indispus. Mulțumesc pentru lecție. Mișcă-te sau vei pierde, Anderson. Te simți bine? Nu, adică, da. Stai puțin, te cunosc. Ești Lenny, nu? De fapt, sunt lui. Ești prietenul lui Jenny, Lenny Anderson. Lui. Exact. Ai grijă de tine și continuă să exersezi, Lenny. Sunt sigură că vrei să participi la concursul de diseară. Pa, pa! Nu mi venea să cred. Din câte îmi dădeam seama, voia să-i fiu partener la concurs. Avea să fie numai a mea. Vom fi împreună pentru totdeauna, Lana și Lenny. Arăți de parcă ți-ai fi pierdut cel mai bun prieten. Poate că e adevărat. Știi, Jenny, când eram mică, mi-am adus câinele la carnavalul de iarnă și l-am pierdut. Vrei să știi ce s-a întâmplat? A căzut și s-a înnecat. Vai, nici de cum. Asta s-a întâmplat peste câțiva ani. Nu. A fugit să prindă iepuri pe celălalt mal al lacului. A prins ceva? Nu, dar s-a întors la mine. Cred că a fost nevoie să traverseze lacul ca să înțeleagă că e mai fericit alături de mine. Frumoasă poveste! Acum vă rog să mă scuzați. Am băut prea multă ciocolată și am prea mulți indispensabili pe mine. Mă înțelegeți, nu? Te înțeleg. Hei, Jensen, renunță! Eu o să găsesc brânza! Grumbel, tu n-ai găsit apă nici în lacul Michigan. Aceasta este o bucată din cea mai bună brânză din Wisconsin, tăiată de însuși primarul ținutului. Primarul a tăiat brânza. Ați auzit, prieteni? Da, da, e bună gluma asta, tată, e bună. Mulțumesc, Ben Glenn. Asta e, băieți. Avem o armă secretă. Nu avem cum să pierdem. Da. Nu te teme, tată. Găsești un mod. Care e arma secretă? El e micul Willard. Ne va conduce la raiul brânzei. Dar, tată, arbitrul a zis că brânza e din bronz. Detalii, detalii. Arată spre est să mergem. Ce plan genial, tată. Știi ceva? Sună-mă când ajung la raiul brânzei și vin cu taxiul. Mărește pasul, soldat! Nu te abate! Tata, atenție! Ce s-a întâmplat? E ziua liberă a lunaticilor! Ți s-a desfăcut șeletul! Mulțumesc, Laura! Ar trebui să te duci la control oftalmologic, Laura! Șireturile mele erau bine legate, cu două noduri, ca de obicei. Am găsit-o! Tata, te-a durut?
Nu, a fost un masaj suedez. O spatele și iată bucățica de brânză. Ai căzut pe bucata de brânză din aur. E grozav. Bravo lui. Acum dă-mi-o. Ia de uite. La egalitate pe primul loc. Trebuie să-ți mărturisesc că nu credeam că mi-ai apucat această zi. Promisiuni, promisiuni. O să te îngrop, Andy. O să îngrop întreaga specie umană. Da. De ce ești trist, bucățica mea de brânză de aur? Nu mai îmi spune așa, tată. Oh, sensibil. Nu știu ce voi face la concursul de diseară. N-ai parteneră? Ha? Te-a fraierit? Procedează ca tatăl tău și fură partenera altui fraier. Nu am parteneră, e cea mai bună din oraș. Atunci care-i problema ta? Sunt cel mai prost patinator din oraș. Mi-e rușine. Lui, dă-mi voie să-ți dau sfatul pe care l-am primit cândva de la o fetiță drăguță. Carnavalul de iarnă nu înseamnă competiție. Nu contează cine e mai bun sau mai slab. Sau să-i întreci pe vecin, doar dacă e vorba de Jensen. Ratatul, asta. Carnavalul de iarnă e doar un prilej de distracție. Mama ta are dreptate. Și deși nu e aici, pun pariu că oriunde ar fi, se distrează pe cinste spiritul carnavalului de iarnă. Să-ți pui rugăciunile, cucoana? Te-am întrecut. Auzi, nu mai e nimic mai penibil decât o ratată care crede că are șanse. Niciodată nu mi-ai plăcut. Familia Anderson face de rușine orașul ăsta. Poate că ar trebui să te muți. Îți închiriez un camion. Ocoliți, pod scos din uz. Se apropie! Umăr lângă umăr, obraz lângă obraz! Pune un film în aparat! Cursa e strânsă! Știi? Îmi ești vecină și prietenă. E primul rezultat egal din istoria orașului! Felicitări! Bravo! Asta e fata mea! Bravo, Aura! Asta e fata mea! Ui! Nu, e a mea! Ai reușit, mama! Deci concuram pentru locul întâi, iar eu aveam să patinez pe un lac înghețat cu femeia visurilor mele. Când te gândești că de dimineață nici nu voiam să particip la carnaval. Ești gata, Lana? Bineînțeles că sunt, Milton. Dar unde ai fost? Milton. Ce ai făcut? Nu te-am văzut. Sunt respins din cauza unui tip incredibil de chipe și de sofisticat pe nume Milton. Hei! Lenny? Ce faci? Trebuia să patinăm împreună, ai uitat? Credeai că noi doi? Oh, e cel mai drăguț lucru pe care l-am auzit vreodată. E un nou episod al serialului Îl iubesc pe lui. Stai liniștit, campionule. Vine și rândul tău. Campion? Lui și Lana în copac s-au cățărat și s-au sărutat. Termină! A greșit, bine? Se refere la mine. Numai că n-a confundat. E adevărat, Lenny? Sunt lui. E din cauza loviturii de la cap. Prietenii tăi sunt tare ciudat, Jenny. Sună-mă peste 10 ani, puștule. Jenny. Lui? Mulțumesc și... iartă-mă. Oh, de ce? Fiindcă... Ai crezut cumva că ești mai mare? Da, așa. Îmi pare rău pentru asta și... Și fiindcă ai uitat cine sunt adevărații tăi prieteni? Da, și aici ai dreptate. Poate că persoana care voia să-ți fie partener a fost tot timpul lângă tine. Serios? Nu, a fost o simplă invenție. Haide lui. O să cad. O să te ridic? Doamnelor și domnilor, acesta este semnalul sfârșitului carnavalului de iarnă. Să participați și anul viitor. Mai ia o pauză. N-ai făcut decât să răcnești și să trâncănești toată ziua. Este slujba mea. Da. Poți măsura 43? De unde știi? Mă pricep la picioare. Haide, piu. Carnavalul a continuat mult după apusul soarelui. Probabil că temperatura ajunsese sub minus 10 grade. Dar nu-mi păsa. Poate din cauza patinajului, poate datorită partenerei, sau poate că degerasem. Oricare ar fi fost motivul, nu simțeam nimic. Pentru prima dată în acea zi, îmi era cald.